Bună și bun găsit! Începe o ediție cap limpede în acest sfârșit de săptămână cu o informație de ultimă oră. După numai 4 zile de relaxare, Clujul își închide din nou toate localurile, cinematografele, după ce rata de infectare a sărit de 3 la 1000 de locuitori. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență a decis că, de duminică, activitatea în interior, în restaurante, cafenele, cinematografe, instituții de spectacole, este interzisă, la fel și spectacolele de tip drive-in. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor, va fi permisă doar pentru persoanele cazate. Se pune lacătul, desigur, și pe sălile de jocuri de noroc și pe agențiile de pariuri. Rata de infectare în Cluj-Napoca a ajuns la 3,49 la 1000 de locuitori. E prima informație pe care o comentăm, o discutăm în această seară, invitat în studioul Digi24, ca în fiecare vineri, gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, domnule Pândaru! Ne așteptăm. Asta e ce am învățat de la această pandemie. Urcă, scade și tot așa. Urcă, scade așa ca mareele. Urcă, scade ca mareele, nu ca oceanul, nu. În funcție de atracția lunii, urcă, în urma scade consecinț, sau are o cauză? În urma consecința felului în care cetățenii, autoritățile, da. Cetățenii înțeleg să se protejeze, să conformeze recomandărilor și obligațiilor, pe de o parte, pe de altă parte, a felului în care autoritățile gestionează. Că sunt doi factori care contribuie. Nu, sigur că nu singur. Dar ne așteptăm să se întâmple asta și în alte orașe. Iată, se întâmplă în Cluj. Nu întâmplător se întâmplă în Cluj. Este un oraș mare, foarte mare, în raport cu România, cu viață bogată de noapte, de hoteluri, restaurante, lume multă, străini și așa mai departe. Dar ceea ce funcționează aici este principiul îmi dai un deget, îți iau toată mâna, care este inexorabil în astfel de situații, nu? Spui 30%, spui anumite restricții, că nu s-a dat drumul oricum, evident că acel 30% se va face 60-70% spre 100%. Asta e principiul deget-mână care funcționează. Părerea mea este că e probabil să se mai întâmple și în alte orașe lucrul acesta. Mai e un lucru. Peste aceste observații pe care dumneavoastră le faceți, mai avem un fapt, și anume că acea tulpină din Marea Britanie, spun și specialiștii, în câteva săptămâni, luni, va deveni cea dominantă. Diferența dintre tulpina veche și asta nouă din Marea Britanie e că cea nouă, sau cea mai recent descoperită, se transmite mult mai rapid. Rata de transmitere e cu peste 50% mai mare decât a celei vechi. Mai e o diferență, vă rog. Nici nu mai vorbim de cea sud-africană, care înțelegem că e și mai agresivă. Da, dar mai e o diferență între tulpina asta britanică și tulpina pe care am putea să o numim românească, de-a noastră, păi trăim cu ea de un an de zile, nu? Românizată. Românizată, da. Vă rog. Asta e urâtă, e mai urâtă, e britanică, ai la altă sud-africană și mai rău. Nu? Sună rău. Păi când asta am stat cu ea un an de zile, aproape că am putea să o considerăm românească așa cum îl considerăm pe Raed Arafat. Unii dintre noi, unii nu. Mai e o deosebire, în afară de contagiozitate, prețul detectării unei astfel de tulpini. Costă mult mai mult decât un test, costă vreo 500 de euro, dacă nu mă înșel. Segmentarea pentru a-ți da seama dacă e vorba despre această tulpină. Nu înseamnă că ea nu este detectată. Ba da, dar costă foarte mult în raport cu testul pentru a vedea detecta dacă e coronavirus. Tulpina noastră românească.
Costă mult mai mult și de aceea e de presupus că noi nu știm în clipa de față, că nu ne-am apucat să facem teste de 500 de lei, de euro, ce sunt acolo, foarte scumpe, pe întreg teritoriul țării, ca să vedem cât s-a răspândit în momentul de față tulpina britanică. Nu știm, pur și simplu, nu cred că poate cineva să spună lucrul acesta. Prin urmare, e vorba de același lucru ca și acum o lună, ca și acum 5 luni, ca și acum un an. Indiferent de faptul că suntem în lockdown, că suntem în stare de alertă, că școlile sunt închise, școlile sunt deschise, că restaurantele sunt închise în interior și în exterior se poate, sau numai 30%, indiferent de toate aceste condiții diverse pe care le-am traversat, într-un an de zile, un singur lucru rămâne valabil. Dacă porți mască, dacă te dezinfectezi, dacă respecti, și mai ales dacă respecti distanța socială, adică nu te apuci să te bulucești împreună cu alte persoane în diverse locuri, în special închise, atunci n-are cum să crească gradul de infectare. N-are cum să crească. Îmi puteți spune dacă s-ar respecta indiferent și de vaccin. De vaccin, faptul că te-ai vaccinat, asta nu înseamnă că trebuie să-ți scoți masca. Dumneavoastră v-ați vaccinat, nu? Am făcut prima doză a vaccinului atunci când mi-a venit rândul. Am fost reprogramat. Am fost programat de către angajator la spitalul din Buftea, de pe strada care se închide cu studiourile din Buftea. Ieri am făcut prima doză. Totul este în regulă, nu există mască. Niciun fel de... Și acum purtați mască. Advers. Deși ați făcut vaccinul și v-ați... Am auzit tot felul de persoane. Domnule Popescu, înțelegerea mea discutând cu specialiștii este că, în primul rând, oricum, după prima doză, la doar câteva zile, încă nu ai dobândit nici măcar vreo cantitate considerabilă, să o numim așa, de imunitate, și după a doua abia trebuie să mai treacă puțin timp, dar oricum vezi, purta și când tot ești timpul vaccinat, tu tot poți să iei COVID-19 și să și transmiți. Riscurile scad considerabil pentru că nu mai faci boală gravă, deci încărcătura virală nu mai e atât de mare, dar poți să transmiți. Și da, răspunsul este, port mască pentru că toate aceste considerente care mi-au fost, toate aceste informații care mi-au fost explicate de către specialiști, mă fac să vă respect pe dumneavoastră, pe invitații pe care i-am în față. Ăsta e și motivul pentru care am acceptat să fac parte din această tranșă de vaccinare. Sigur că da. Să explic și e lucrul foarte ăsta. Corect, am da? Cântărit și am cumpănit foarte bine dacă este timpul să mă vaccinez, nu dacă este cazul, dacă este timpul să mă vaccinez, și decizia a fost una clară, intru în contact cu dumneavoastră sau cu medici și alți oficiali care îmi vin în față și cred că din respect pentru acei oameni, sănătatea lor și importanța slujbei pe care o au, trebuie să mă și a trebuit să mă Foarte vaccinez. Corect. Voi face și rapelul. Am fost uimit și surprins de felul bun în care a avut loc procesul ăla de vaccinare. Chiar în mod plăcut, surprinzător plăcut. Bun. Ați avut, domne, vreo leșin ceva, vreo stare de asta? Că am văzut și eu lume, oameni, lume luminată, care au spus, domne, mă simt rău a doua zi, nu pot să mă mișc. Popescu, da, efectele posibile adverse sunt posibile. Sunt posibile, nu pot da să vă spun decât... Ați avut un efect de sigur, precizând de la început că glumesc, am căzut în admirație față de cadrele alea medicale care își făceau datoria cu zâmbetul după mască. Ceea ce... Mare lucru dacă mai pot să zâmbesc, sistemul, da. Da, vorbeau extrem de politicos și nu doar mie, ci tuturor de acolo. Lucrurile mergeau cât se poate de lin, nu doare,
dacă doare, oricum găsești răspunsuri la orice întrebări ai avea în centrul ăla de vaccinare. România a trecut, știți, de 1 milion de cetățeni vaccinați. Da. A treia țară din Europa. Ceea ce iarăși e surprinzător pentru o țară în care suntem obișnuiți ca lucrurile mai degrabă să nu meargă. Mă întrebați de mască. Haideți să vă întreb și eu altceva. Îl cunoașteți pe actorul Dragoș Bucur? Eu nu-l cunosc personal. Din activitatea cinematografică. Evident, asta da. Și știți că în ultimele zile a fost în centrul unei controverse în spațiul public, controversă plecată de la o postare publică pe care domnia sa a făcut-o pe Facebook. Postarea inițial era una extrem de scurtă, dar a generat foarte multe reacții, unele chiar din partea colegilor de breaslă ai domniei sale. Deci, în prima postare, domnul Dragoș Bucur spune așa: în cazul în care nu aveați pe cine înjura, două puncte, nu mă vaccinez și nu port mască. Uh-huh. A primit un val de ură sau de argumente care îi contrazic poziția. Cu ura nu putem fi de acord, nu e normală și nu e firească. Domnul Dragoș Bucur a revenit apoi și pe ecran văd și cei de acasă un fragment din explicația, să o numim așa, pe care a considerat domnul Bucur necesar să o dea. Este prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare și sunt ator să răspund atât înjurăturilor cât și încurajărilor. Câțiva prieteni m-au sunat să mă întrebe de ce nu tac, de ce a trebuit să spun ce gândesc. Ei bine, această întrebare este răspunsul la ea însă. Am spus ce gândesc pentru că oamenii au ajuns iar să aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor ceea ce cred. De teamă ca nu cumva să fie linșați public și ostracizați și să nu-și piardă locurile de muncă, prietenii, relațiile și sursele de venit. Acesta este un rezultat bine cunoscut, obținut cu mijloace noi. Na. Postarea continuă. Dacă puteți să dați mai sus, aș vrea să mai citim ceva. Nu avem și celălalt fragment, dar o să încerc da? Să-l... O să-l punem. E mai o frază acolo care e interesantă. Mai întâi, vorbiți de ură, de val de ură. Pe care și... o condamnăm, repet. E ură, bine că repetați lucrul ăsta, să nu care cumva să creadă că o salutăm. Nu? E foarte bine. Deci vorbeați de valul de ură pe care l-a trezit postarea domnului Bucur. Dar cum a formulat domnul Bucur intervenția domniei sale? Vreți să o mai citiți odată, acea primă frază? Cum spune prima domnul Bucur? Prima postare, la ea ne da, referim. Cum zice acolo începutul? Spune în felul următor. În cazul în care nu aveți pe cine să înjurați. Aha, aha. Va să zică, dânsul provoacă, pur și simplu. De ce trebuia să înceapă cu această propoziție? În caz că nu aveți pe cine înjurați, să înjurați, uite, vă dau eu un motiv să mă înjurați pe mine. Înjurați-mă. Da? Deci este în mod evident o atitudine teatrală, să-i spunem, cinematografică a domnului Bucur, din pricina acestei propoziții. N-a spus simplu, domne, eu cred că eu nu port mască, nu mă vaccinez, pentru că... Și putea să vină cu niște argumente raționale în favoarea acestei decizii. De pildă, am spus și eu aici, mult înainte de Iohannis, de Câțu și de cei care s-au vaccinat public, foarte bine, sunt autorități... în alte autorități, dar mult înainte eu am spus, domne, mă ofer, dacă autoritățile consideră, să mă vaccinez public pentru a crește încrederea în vaccin, pentru a arăta că nu se întâmplă nimic rău. Deci am făcut și eu un gest public legat de vaccin, ca și domnul Bucur. Avem același drept de exprimare publică, numai că eu am argumentat. Am spus de ce fac asta, am spus de ce mă vaccinez. Am adus argumente științifice, am adus fapte, date, ce s-a întâmplat
cu respectivii care s-au vaccinat și mai departe. Domnul Bucur, nu, lăsați-mă puțin, vă rog, vă rog. Nu aduce niciun argument de această natură, începe în stilul ăsta, hai, înjurați-mă, așa, bineînțeles că cei care cu asta se ocupă pe net au răspuns acestei generoase invitații a domnului Bucur și au venit cu respectivele zoaie pe care le aruncă acolo. Au același drept acești inși ca și domnul Bucur să se exprime. Când domnul Bucur spune, eu ies în public și mi-asum, n-a stat acasă, putea să stea acasă, să-și vadă de viață și să nu poarte mască și să nu se vaccineze, dar să nu comunice lucrul acesta. E bine, a considerat că trebuie să-l comunice și chiar în acest mod provocator, adică înjurați-mă, iată, nu port mască. Foarte bine, acești inși au dreptul și ei să răspundă după cum îi taie capul, în numele libertății de exprimare pe care o apără domnul Bucur. Pentru că mai jos, ce spune domnul Bucur? Celor care aleg să înjure și să atace, îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima sau chiar ataca nicio idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui. Hai să înnebunesc, pe bune, da? Să apropie dictatura lui Câțu Mâțu, a lui Iohannis mai puțin, că n-are timp să instituie dictatura, să duce la schi. Așa? Și a lui Șică Orban. Ăștia o să instituie dictatura, că despre asta vorbește aici domnul Bucur, care este un erou. Deci domnul Bucur nu face asta pentru că nu este convins de argumentele legate de eficiența vaccinului, de faptul că nu are reacții adverse grave, nu! Nu pentru asta, ci pentru că vrea să fie un erou al luptei împotriva dictaturii, domne, pe care o introduc ăștia, domne, useriștii și peneliștii, care sunt foarte ocupați în clipa de față să-și spargă capetele unii altora, deci nu crez să aibă timp să mai bage și o dictatură, da? Și domnul Bucur vorbește despre asta eroizându-se. Domnul Bucur, neavând, dânsul are vreo 40 ceva de ani, n-a prins ceaușismul, da? Se alătură astfel altor inși, ceva mai în vârstă decât el, care tot așa, luptă, domne, luptă cu masca, luptă cu ăștia, cu guvernul, cu Iohannis, cu Orban, cu dictatura medicală, ei fiind înainte de 89 de meserie turnători, în paralel cu ce meserie aveau, așa apar acum în spațiu public, scriu, păsai cunoscuți dinainte 89, jurnaliști, ei fiind de meserie turnători la securitate, cu nume de cod. Și acum sunt luptători, luptă, domne, luptă cu dictatura care vine peste noi. Și domnul, din păcate, domnul Dragoș Bucur, se alătură prin această postură, pentru mine, ridicolă, postură de luptător, adică, domne, noi ăștia care purtăm mască, care respectăm regulile și mai departe, suntem niște fricoși, suntem niște lași, domne, n-avem voie să deschidem gura, n-avem tăria să deschidem, ne e frică, domne, ne e frică că ce? Că ne pierdem locurile de muncă, că ni se bagă pumnul în gură. Cine-ți bagă, domne, pumnul în gură, domne? Vaccinul nu e obligatoriu, n-a fost nimeni obligat, dimpotrivă, iată că lumea face coadă acum, nu sunt destule vaccinuri pentru oameni. Cu care dictatură luptă domnul actor Bucur? În schimb, domnule Popescu, pentru că esența acestei postări are două părți. Nu e de acord cu vaccinul, sigur, e și nu îl va face, e alegerea dânsului. Treaba lui, liber foarte să bine, ăsta, n-am nicio problemă ca orice cu asta. Al român. Nu port mască însă. Aia este împotriva legii. Acolo nu mai e vorba doar despre libertatea ta. Este vorba și despre sănătatea celui de lângă tine. Asta e frumos. În primul rând e vorba de încălcarea legii. Dânsul spune, eu nu voi respecta legea. Dacă eu spun acum, domnul, eu am de gând să mă duc
Vin cu niște vin la mine, cu niște prieteni și ne ducem, rupem ușa unui restaurant și ne băgăm acolo, că noi ne simțim bine la restaurantul Brătăcelu, nu vrem să stăm acasă, ne ducem acolo și bem niște șprițuri, pentru că noi suntem niște oameni liberi, domne. Noi nu ne lăsăm călcați în picioare de ăștia, domne. Da? Ce facem noi? Încălcăm legea. Da? Același lucru spune domnul Bucur. Nu port mască. Păi nu porți mască, încalci legea. A, că nu vrei să te vaccinezi? În regulă. Legea nu spune că trebuie să te vaccinezi. Nu e obligatoriu? Foarte bine. Respect, să fii sănătos. Dar nu port mască este o incitare la nerespectarea legii în această țară. Este o incitare? Păi sigur că este, cum să nu? Mulți cetățeni consideră că e doar o păi cum, poziție Bucur, liberă. Ce spune? Spune, eu am această poziție, nu mă vaccinez și nu port mască, dar nu îndemn pe nimeni. Nu încurajez pe nimeni să nu poartă mască. Așa, nu încurajez pe nimeni? Păi ce spuneai mai sus? Păi ăștia care purtați mască și care vă vaccinați, sunteți niște lași. Sunteți niște rahați în ploaie. Vă e frică că vă dă afară, că cine știe ce vă face. Sigur. Dar eu nu vreau să o influențez, eu nu spun că... Nu sunt cuvintele exacte ale domnului Bucur. Poftim? E o esență, nu sunt cuvintele exacte ale domnului Bucur. Care cuvinte astea nu sunt pe exact? Care le-ați pomenit mai devreme. Domnule Popescu... Vreau ce spune domnule că s-a obișnuit să tacă, dați din nou mai sus. Dați mai sus, vă rog, ăla, trageți-l mai sus text. Imediat. Nu mai jos, mai sus. Așa. Să vedem. Așa. Celor care cred că ne apropiem de acel moment. Uite, sus acolo. Spun ce gândesc pentru că oamenii au ajuns iar. Acel iar, din paranteză, înseamnă înainte de 1989. Da? Iar să aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor. Păi așa era înainte de 89, în bucătărie, da? Era curajul de la closet cu trasul apei. Asta era înainte de 1989. Păstrează pentru ei, de teamă ca nu cumva să fie linșați public. Domnule Popescu. Și ostracizați să nu-și piardă locurile de muncă. O persoană publică. Da. Cu notorietate. Linșați. Pentru că ăsta este motivul pentru care discutăm despre o postare este, pe Facebook. În primul rând că domnul Bucur este un actor bun. Mie pare rău că domnul Bucur se alătură în mod mecanic, dar se alătură unor personaje ca senatoarea Cascada Urlătoare aceea sau, nu știu, individul ăla cu ocupație incertă, Cataramă și cei care mai strig... A, ăla, Cârciumarul, comicul Cârciumar, așa, cântărețul Bitman... Mai departe, îmi pare rău că intră în acest club select domnul Bucur, pentru că eu îl consider o persoană de altă calitate umană. Nu știu de ce a ales să facă lucrul acesta. Însă, mai e un cuvânt acolo pe care l-am tot auzit în ultima vreme. Linșați public, linșați, linșați. Dom'le, linșajul înseamnă în mod clar, precis, înseamnă omorârea cuiva, fără judecată, de la John Lynch, ăla care a brevetat procedeul și era folosit în special împotriva negrilor. Asta înseamnă, nu înseamnă altceva. Nu poți să fii linșat mediatic, că nu ești linșat că te-a înjurat. Te-a înjurat și te-ai dus acasă și ți-ai văzut de treabă. Sigur, te deranjează, se adună niște zgură în tine de-a lungul timpului când înghiți un număr uriaș de astfel de lături de pe net și la diverse televiziuni, dar nu te omoară nimeni, domn. Vezi? Dramatizarea asta, linșat public. Nu, linșat înseamnă să fii invitat la o partidă de cravate pe dealul de lângă oraș la apusul soarelui. Așa să li se spunea negrilor. Bun. Persoanelor de culoare. Cu toate că acum e corect să spun negrilor în raport cu contextul, cu ceea ce li se întâmpla acelor oameni atunci. Domnule Popescu, luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem, un
medic. Un medic pe care l-am văzut chiar și aici, într-o înregistrare la Digi24, vorbind despre originea virusului. Ne uităm, comentăm și nu e singurul subiect. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem. Ne-am întors, Cristian Tudor Popescu, gazetarul Cristian Tudor Popescu, în continuare în platoul Digi24, continuăm cap limpede. Afirmații controversate făcute astăzi de un medic de familie în fața unor elevi din Câmpina. Potrivit jurnaliștilor de la ziarul Incomod, cadrul medical, invitat să țină un discurs susținut online în timpul școlii altfel, le-a vorbit unor elevi despre SARS-CoV-2. O să vă las pe dumneavoastră să vedeți ce le-a spus. Nenorocirea care este? Că el a fost folosit într-un război complicat, economic, e o mare afacere în spatele acestei pandemii, război economic care să lovească în economiile puternice. Anul trecut toți au dat înapoi în afară de China, care s-a redresat repede și acum e cea mai mare putere economică. O afacere mare cu vaccinurile, în care s-au investit foarte mult și banii trebuie să recuperați. Amintiți-vă că toți auziți vrând nevrând tipul de informații care ni se dau. Au murit nu știu cât, s-au infectat nu știu cât, fără să se mai vorbească de altă boală, un an de zile. Chestia asta este o teroare psihologică care dărâmă speranța de viață, te bagă în depresie, în deznădejde. Dacă a fost făcut de om, care a fost scopul, de ce au dat drum? Adică mi se pare, nu știu, stupid să mureați oameni. Așa-s războaiele, dragă. Da, o singură bucurie am urmărind această înregistrare, felul în care îi adresează acel elev întrebarea. Da, am mai auzit asta, nu știu, cred că mi-a scăpat, asta și aia cu o armă biologică? Da, cred că a fost la început, spune virusul ăsta e armă biologică făcută de mâna criminală. De cine făcută, domne? Întreabă un alt elev. De mâna criminală a omului. A omului care? Omul de Neandertal, omul de Cro-Magnon, Homo sapiens a omului. Deci, am mai auzit genul ăsta de discurs de la diverse persoane, numai că aceste persoane nu erau medici. Asta și nici nu vorbeau în fața elevilor. Și nici nu vorbeau, exact, nu vorbeau în fața elevilor, da? Vorbeau, este exemplu tipic de ins care suferă de închipuire. Asta e o boală îngrozitoare, să știți. E o epidemie în România de decenii, de secole de închipuire, domnule. Oameni care când vorbesc, se ascultă vorbind și se gândesc, bă, ce deștept sunt eu, bă, ce chestii spun eu acum. Da? Ce chestii spune el acolo sunt niște vibrații ale aerului. El nu justifică absolut nimic din tot ce, domne, zice, aici sunt interese, domne, e China, e armă biologică, astea sunt pur și simplu vibrații ale aerului, el n-are niciun argument. Știe el ce se întâmplă la nivel internațional, geopolitică, uriașă, China, se simte bine, el se simte foarte bine. Ce atitudine are, el este bătrânul din munte care chiar el știe tot ce se întâmplă pe planetă și le spune copiilor. Ăsta este genul de ins cu slănină pe creier, pe care eu îl întâlnesc destul de des. Problema este că e medic. E medic. Și atunci cum se permite acestui ins? Bănuiesc, după vârsta pe care o are, că și-a luat diploma înainte de 1989, da? Deci la o facultate de la facultatea de medicină înainte de 1989. Deci
Și este angajat ca medic, este angajat al statului, da? Este bugetar și primește sporuri, eventual. Că poate avem timp să discutăm și de asta. Dar este în relație, el este un funcționar al statului care se ocupă cu sănătatea oamenilor, da? Ca medic. Și în această postură vă întreb, are el voie să debiteze chestiile astea, mai ales în fața unor elevi, unor copii? O întrebare foarte bună de pus Colegiului Medicilor, spre exemplu, cât și celor care îl angajează. Dacă un ofițer, de pildă, al Armatei Române vine acum la televizor și începe să spună că în conducerea Armatei Române sunt spioni infiltrați, că sunt interese mari, doamne, sunt infiltrați. De unde sunt? De unde? De la marile puteri, cum zice și ăsta aici. Când e întrebat logic, bine domnule, dar sunt atâția oameni omorâți de peste tot, de pe planetă, că asta întreba foarte logic elevul, la care ăsta răspunde din adâncul slăninei de pe creier, așa sunt războaiele, bă, copile. Da? Da. Deci, s-a autosesizat Colegiul Medicilor în cazul ăsta și o să vedem. Deci, asta spune, dacă un militar, un ofițer face o astfel de afirmație, domne, bănuiesc că este anchetat și este dat afară din armată pentru o asemenea afirmație pe care nu o susține în niciun fel. Medicii sunt oameni de uniformă, sunt oameni ai statului. Da? Ai științei în primul rând. Ai științei, nu mai vorbim. Știi, și cum să rostești cuvântul ăsta în legătură cu creatura asta? E mult. Domnule Popescu, deci, da. Pentru că nu o să ne mai rămână mult timp. Buget, bugetari, da. Sporuri. Da. Buget, bugetari, sporuri. Bugetul? Domne, hai să o luăm 2021. Așa aici. E teorie multă, să spun multe. Să încercăm să o luăm cât mai simplu. Da, să înțelegem lucrurile. Ce țară e asta, România, acum în 1900, în 2021? Este o democrație. E o democrație, este. Cu problemele ei, dar e capitalistă sau comunistă? Teoretic este capitalism. Da, este capitalistă în sectorul privat. Sectorul privat din România, cu toate hibele și problemele lui, care nu sunt puține, domne, e capitalist. În schimb, sectorul de stat din România a rămas ancorat în comunism și a rămas așa și în mintea oamenilor. În mintea oamenilor privat, capitalist, când spui capitalist, automat apare cuvântul privat. Îmi și amintesc disprețul maxim cu care era rostit în 1990 acest cuvânt, nu privat, spunea un privatizat. Cine a făcut? Un privatizat. Da? Deci privat înseamnă capitalism. Cu atracțiile și cu tarele lui, unele teribile. În vreme ce tot în mintea oamenilor, statul e comunist, domn. În 2021 statul trebuie să fie comunist în România. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă un lucru simplu. Noi facem aici o emisiune. Suntem în spațiul privat. 100% privat. Indiferent de faptul că suntem noi frumoși și grași, lăptoși și de vreme la emisiune sau suntem proști și urâți și nu știm ce spunem, contează un singur lucru. Ce scrie în formularul de audiență care apare mâine de dimineață la ora 9:30. Acolo sunt niște cifre. Dacă cifrele acelea scad sub o anumită valoare, eu cel puțin mă duc acasă, domnule Pândaru, nu aștept să fiu dat afară de către întreprinderea privată unde facem această emisiune și care să conduce, am spus-o de multe ori, am fost întrebat, dar ce e presa, domne? Apropo și de educație, am spus, domne, presa, înainte de orice, este o afacere. Punct. Să lăsăm punct și virgulă. Are caracteristicile ei,
Dar e o afacere. Da? Deci mâine, dacă un număr de emisiuni scădem sub o anumită valoare a audienței, atunci plecăm acasă. Așa funcționează sectorul privat. La stat poți să prăpădești oricâte emisiuni, în ghilimele, poți să te duci cu audiența sub zero, la negativ, adică poți să stârnești de-a dreptul ura oamenilor și nu ești sancționat în niciun fel pentru asta. Nu suferi nici o consecință. Asta este deosebirea fundamentală și așa e ea în capul oamenilor după 30 de ani. Înainte de 1989, statul era locul de unde încerca toată lumea să fure. Da? Pentru că nu exista privat. Acum, statul e locul unde lumea se refugiază. De ce? Pentru că se pot câștiga niște bani frumoși fără să spargi plămânii și creierii și să-ți distrugi uneori viața cu munca, așa cum se întâmplă în privat. Domnule Popescu, sunt și zone unde oamenii își fac treaba. Sigur sunt că și sunt. Bugetari care muncesc de nu mai pot. Da, eu despre asta vorbesc. Sigur că sunt și bugetari dar competenți. Dar felul în care e văzut statul, sectorul bugetar, este cum spuneți. Problema e că, știți care e problema? Sigur că sunt bugetari care își fac treaba și merită banii pe care îi primesc. Sau chiar mai mult. Chiar și sporurile pe care le primesc, da, sunt. Dar sunt și mulți, prea mulți alții care nu-și merită banii, sunt mulți care nici nu vin să ridice banii, că li se trimite salariul în plic. Ei nu se deranjează că au fost plantați acolo. Am avut exemple la televizor în toate zilele acestea, plantați politic și nici măcar nu se deranjează să vină să-și ia salariul. Însă, deosebirea e următoarea. Și la privat e posibil nepotismul. Da? Și în privat poți să spui amanta inginer, pe post de inginer. Poți să o faci. Dar o faci pe buzunarul tău. N-ai decât. Poți să ți-l pui pe nepotul, pe cuscru, director executiv în firmă. Da? Și când dă firma cu roatele în sus, ok, tu suporți chestia asta. Da? Fenomenele pot apărea, dar asta este deosebirea fundamentală. La stat, care-i problema? Care-i problema? Acolo e stat, nu suportă nimeni. Chelnărița aceea a fost dat afară de la Apele Române, dar câte și-a alte... Și-a dat demisia. Și-a dat demisia, așa, mă rog. Și-a dat demisia, nici măcar n-a fost dat afară. Bună observație. Așa. Dar câte alte nepoate de-astea sunt prin buget, nu? E împănat bugetul, aparatul bugetar cu ele. Astea nu fac absolut nimic, asta e cazul cel mai fericit. Cazurile dramatice sunt alea în care produc distrugeri la locul de muncă. Acolo suferă consecințe? Ia să vedem ce consecințe suferă cei din aparatul bugetar pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Domnule Pândaru. Nici nu sunt concluzii ale acelei anchete. Așa. Ce spunea domnul Voiculescu, ministrul sănătății, acum 3 săptămâni, când după Balș, imediat după Balș, aici, a intrat în emisiune cu noi. Ce spunea la conferința de presă, domnul? Marți, că n-am uitat, marți. Era sâmbătă și spunea, marți avem raportul. Nici nu mai știu dacă era vorba de raportul de la Balș sau de, în legătură cu ce s-a întâmplat la Balș sau ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Nu contează pentru că oricum nu avem niciun raport. Deci nu știm nici acum care este cauza celor întâmplate la Piatra Neamț. Ce s-a întâmplat acolo, desfășurătorul, să vedem și noi. Nu se pot lua în consecință, nu se pot lua niște măsuri deduse din acele constatări, uite domnule, să nu se mai facă asta, asta și asta. Aveți grijă, pentru că iată de ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, pentru că iată de ce s-a întâmplat la Balș. N-avem. Asta este statul, domne. De-aia este
mult mai bine și în momentul de față e mult mai bine să fii la stat decât la privat, pentru că nu suferi consecințe ale faptelor tale și primești sporuri. M-am uitat și eu aici sporurile astea. Vă rog. Sporuri. Primești spor pentru că ești nominalizat în proiecte din fonduri europene. Da. De ce? Nu, pur și simplu nu sunt în stare să îmi dau seama. Da, ești nominalizat. Foarte bine, bravo. Ție înseamnă că ai făcut, nu știu, sau ești potrivit pentru asta, sau de ce trebuie să primești niște bani pentru chestia asta? Apoi, așa, și primești o majorare a salariului de până la 50%. De ce vechimea în muncă aduce o majorare a salariului la nivelul posturilor cu aceleași cerințe responsabilități? Va să zic că dacă un ins care are 30 de ani în spate de muncă și unul care are 5 sau 10, așa, fac aceeași muncă, pe același post, cu aceleași cerințe. Ăla care are vechime primește niște bani în plus. Dar vechimea, pe ce idee? Că trecerea timpului te face mai bun din punct de vedere profesional? Ai mai multă experiență și ești mai bun, nu? Păi asta trebuie să o dovedești. Simpla trecere a timpului, faptul că ai împlinit 60 de ani, nu te face de pildă înțelept. Da? Din potrivă, poți să te tâmpești la bătrânețe. Poți să devii penibil. Poți să, în funcția în care ești, poți odată cu trecerea vremii să rămâi în urmă, să nu mai faci niciun fel de efort de perfecționare, să înveți, să fii depășit, da? Asta poate să însemne vechimea, să fii cu adevărat vechi și cel tânăr care se află pe un post echivalent să facă munca aia mult mai bine decât tine. Dar tu primești niște bani de ce? Pentru că ești vechi. Da. Pormă, domnul Vândaru, sunt aici niște chestii. Zice, personalul care are în primire din apărare ordine publică, personalul care are în primire cai sau câini de serviciu, primește 5% spor. Pun și eu o întrebare. Dar personalul care are în primire oameni de serviciu, ăștia primesc vreun spor? Sau e mai ușor să lucrezi cu cai și cu câini? Sau e mai greu să lucrezi cu cai și cu câini decât cu oameni? Vin și întreb. Medicii veterinari primesc un spor pentru faptul că tratează pacienți din lumea celor care nu cuvântă față de medicii umani? Sporul ăla nu cred că este dat pentru că iau cai sau câinii acasă și plătesc ei cheltuielile. Cheltuielile de întreținere ale acelor animale sunt asigurate. Bineînțeles, doar nu-i cresc acasă. Doar faptul că lucrează. Lucrează cu cai și câini. Bun, alții lucrează cu oameni. Da? Cu cai și câini lucrează și medicii veterinari. Primesc vreun spor pentru asta? Nu înțeleg. Mai departe, le iau așa pe... Mai avem zice... 2 minute, domnule Popescu. Atenție. Și văd că lista de sporuri este... Chimoare, domnule, ce aterizări executate pe timp de noapte. Primă de aterizare pe timp de noapte, da? În piloți. Ziua nu se dă primă. Nu? Bine, dar eu întreb atât. Dar dacă e ceață, de ce nu se spune nimic de ceață? Acum se dă primă pentru noapte. Eu gândeam că aterizarea pe timp de noapte, ca și aterizarea cu un singur motor în funcțiune, ca și aterizarea pe timp de ceață, ca și aterizarea în orice condiții, astea se învață în pregătirea, sunt în pregătirea pilotului și pentru asta e plătit. De ce să fiu plătit pentru că sunt pilot și aterizez noaptea? Și de ce nu se pom... Deci să le dea și pentru ceață. Văd că, uite, e o nedreptate, domnule. De ceață, de ce nu se dă de ceață, domnule? Da. Și asta e formidabilă, zice. Pentru personalul de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General Guvernului, Serviciilor Parlamentului, Consiliului Legislativ și Administrației Prezidențiale și pentru complexitatea muncii. Și urmează, nu pot să citesc ce aici, este mai mult de o jumătate de pagină. Funcționari publici din cadrul aparatului, Ministerului Finanțelor, Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Dezvoltării Regionale, Ministerului Fondurilor Europene, Secretaria Generală, Administrație, cu siguranță pentru complexitatea muncii. Da.
Cine hotărăște, domne, că e mai complexă munca ăluia care stă la parlament acolo și învârte niște hârtii? O fi, o muncă și aia, dar de unde rezultă că e mai complexă, domn? De ce trebuie să primească pentru cineva care face oficiu de secretariat? Da? Fie și general al guvernului, de ce trebuie să primească? Da. Domnule Popescu, ce să mai discutăm? S-a încheiat discuția noastră din această seară. Mi s-a terminat timpul. Pe scurt, ar trebui, domne, știți ce lipsește cu statul, privatul, capitalul, ce v-a spus? Lipsește judecata și sancțiunea publicului la stat. La privat, noi cei din privat suntem sancționați, suntem judecați în fiecare zi și sancționați de către public. Dar nu mai suntem în comunism, unde publicul era obligat să cumpere sandale pe care nu le putea încălța nimeni. Că n-avea să cumpere, de unde să cumpere altele. În vreme ce la stat, clienții statului nu sunt, care publicul, nu au niciun cuvânt de spus, chiar dacă respectiva administrație, respectivul stat își face treaba în mod catastrofal, timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Principiul aplicat la stat și în ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara asta, domnule Popescu. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. După o scurtă pauză, Alexandru Rafila.